Efeseni 2 cu 13 Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Sângele Domnului Iisus, care a curs pe crucea de pe Golgota, este singur mijloc de apropiere a omului de Dumnezeu și a omului de om. Sângele Domnului Iisus curăță, curățește de săvârșit și pentru veșnicie păcatul despărțitor. Vedeți, iubițe Domnului, de ce a fost nevoie de această mare jertfă a Domnului Iisus Hristos? Câte lucruri a făcut El pentru noi? Sunt nenumărate. Noi suntem limitați și limităm pe Dumnezeu, dar El, El a făcut lucruri ne nelimitate, care nu le poți da o valoare ca valora atât. Deci au o valoare inestimabilă, slăvit să fie numele Domnului. Deci sângele Domnului Isus este calea care duce la viață și la adevăr. Ar fi departe de Dumnezeu însemnează a fi departe de, de viața departe de pace, departe de, de, de dragoste, departe de lumină. Orice păcat îndepărtează sufletul de Dumnezeu și ori, ori de câte ori nu avem pace și dragoste și simțenie, noi suntem departe de Dumnezeu. De sângele Domnului Iisus însă dacă venim cu credință la El, ne curățește de orice păcat și ne apropie de Dumnezeu. Deci sângele lui Hristos ne-a slobozit de robia diavolului care ne-a depărtat de Dumnezeu și așa ne-a adus aproape de Dumnezeu. Deci, adevărata pocăinței este sculare, este hotărâre nestrămutată de a părăsi păcatul și a veni la Dumnezeu. Cum am spus-o de atâtea ori și cunosc oameni care spun eu am religia mea, eu mier plătesc pomeni de ce fac, de reg, sau eu fac, bat metane. Dacă ești despărțit de Hristos, v-am mai spus-o de mai multe ori și o repet, și este valabil pentru mine în primul rând, deci, despărțit de Hristos, nu putem să facem nimic. Vedeți, deși spune Scriptura, plecați de la mine, că nu vă cunosc. De ce? Pentru că n-am avut o relație cu Dumnezeu. Ioan 17,3, ar trebui să învățăm versetul acesta, ar spune, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Isus Hristos, care l-ai trimis tu. Deci, acum înțelegeți ce înseamnă viața veșnică. Deci noi trebuie să înțelegem că și despărțiți de Dumnezeu nu putem face nimic și prin puterile noastre la fel nu putem face nimic. De aceea noi trebuie să toate lucrurile se face prin Isus Hristos și de aceea spunem că slăviți să i fie numele. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amen.